Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod. De această dată suntem pe Liberty MP, mai exact pe Rage MP, și am zis că de această dată să încercăm ceva nou, pentru că v-am tot zis pe ultimul episod și am mai făcut și un live că voi încerca să mă joc și aici pe Liberty MP, pentru că mi se pare destul de interesant. Am făcut și un live acum câteva zile, ne-am jucat vreo 2 ore la deschidere sau 3, ceva de genul, și de atunci mai m-am jucat, am level 4 parcă, da, level 4 și 4 ore jucate. Mâine se deschid și aplicațiile la taxi, dar probabil se și închid până vedeți voi acest clip, pentru că îl vedeți joi, azi este marți. Dacă am ecou pe fundal, n-am ce să fac, pentru că îmi renovez camera, dar încerc să filmez cum pot. Iar astăzi vreau să vă pun primele impresii pe care mi le-a lăsat serverul și dacă merită să jucăm sau nu aici. Întâi vom merge și noi spre Fisherman, pentru că este un job destul de bun, adică l-am făcut la început, dar după am mai încercat și alte joburi. Dacă vreți să vă apucați și voi, aveți referalul acolo deasupra hărții și primești și niște bonusuri, o să vă ajut și pe voi, dacă ne vedem pe aici pe server. Și cum v-am zis, este un job decent, Fisherman, dacă vreți, pentru început. Vă recomand să faceți și questurile astea, sper că vedeți pe ecran. Foarte bune, adică faceți vreo $700 pe zi, ceva de genul, dacă le completați în fiecare zi. Eu cam asta fac, intru în fiecare zi, le fac și mai mă joc cât de cât, că nu am petrecut așa mult timp pe server. Adică am 4 ore și server deschis de vineri, m-am jucat cam o oră pe zi, ceva de genul. Oricum aici gen se dă ora când iei payday-ul și fiecare ia payday-ul când se joacă o oră. Interesant, cred că e aglomerat pe aici, că am dat 50 de FPS-uri. Am și un mod de grafică dacă n-ați văzut. Dacă vreți un tutorial cum să instalați, nu uitați să lăsați un comentariu. Așa, și să trecem și la subiect. Mai este bun garbage man-ul, adică faceți vreo $700-800 pe o tură. Bine, dar și durează cam 10-15 minute, maxim 25 de minute o tură. Dar puteți să faceți și rost de hook și rope pentru roburi. Și momentan am înțeles că se dau roburi destul de ușor. Maxim vă opresc playerii, pentru că nu sunt polițiști încă pe server. Și electricianul mai este ok de făcut. Dar oricum am văzut că la quest-uri primiți să faceți un job. Deci dacă vă șcați doar să faceți quest-urile, faceți minim 1,5K2 pe zi. O mașină este în jur de 18, cea mai ieftină mi se pare, 18K. Deci puteți faceți cam în 10 zile, vă luați și mașină. Dar oricum aveți mașina asta de tutorial, cum ar fi pe Bizon, 50 de payduri, e extrem de bine. Dacă nu lăsați pe slip, bineînțeles, a africa contul. Și nu uitați să apăsați voi pe butonul de like și subscribe, bineînțeles, să băgați referalul meu dacă vreți, pentru că da, nu v-am zis până acum, de like și subscribe. Și să nu vă temeți că vă mai filma și pe Sam, dar am zis să încerc aici un episod să văd cum merge și să văd și feedback-ul vostru. Și dacă aveți idei pe care să le filmez aici, nu uitați să le lăsați în secțiunea de comentarii. Hai că m-am dus, am și jumătate de rezervări, poate rămân fără benzină. Și ce-mi place mie aici este că puteți să intrați aici, apăsați-o și intrați la Jobs and Faction și puteți să vedeți câți bani ați făcut la fiecare job. Și dacă faceți 15K la un job, primiți skill up, cum ar fi. Uitați, aici am făcut 1,6K, că am făcut două ture la garbage. Și dacă faceți garbage și vă splictiți, puteți să dați /unload trash și vă întoarce gen aruncați gunoi și vă dă și banii. Și mi se pare că rămâne progresat, adică dacă de exemplu vă ziceți acum luați 10 saci de gunoi, să zicem că aveți 40%, puteți să ieșiți și când intrați data viitoare aveți la loc. Bine, așa am pățit eu acum, nu știu sigur dacă așa e. Sper să nu fie muzică pe aici, totuși stați să dau mai încet. Intrați aici la setting dacă vreți să dați chestiile mai încet și dați boombox volum mai mic. Haideți să vedem aici ce este, bă, că sunt destul de mulți playeri. Și dacă vreți să faceți fiși, trebuie să luați o undiță și momeală de la 24/7 și faceți așa după. Apăsați și o să aveți aici, vedeți fishing ball și o băgați aici în inventar și după apăsați pe butonul pe care a spus-o. Mamă, cât de mulți player sunt, dați să-i dau mai încet pe băieți aici. Salut băieți, mamă ce e aici. Bun, veniți aici de exemplu și apăsați space, apare chestia aia deasupra și așteptați să se facă cu verde. Ce se ceartă băieți aici. Bun, vedeți, apare cu verde, apăsați space și vedeți acolo jos bara aia. Și când ajunge pe verde trebuie să apăsați iar space și o să tragă practic peștele, dar sunt șanse să-l pierdeți, eu de exemplu acum l-am pierdut. Și aici puteți să primiți și părți dintr-o undiță mai bună, gen primiți niște părți și vă duceți acolo la băiatul ăla unde am apăsat eu ei și dați craft la o undiță nouă. Dar oricum vă trebuie destul de multe chestii. Ia uite ce se ceartă ăștia aici.
Vedeți, am prins un pește și un rod guide, destul de bine. Mai stăm aici puțin și mai vedem. Sincer, mă bate gândul să mă mut aici, pentru că mi se pare ok comunitatea. Sunt și mai mulți playeri, adică sunt 800, acum pe Bizon cred că sunt 500 maxim. Și aici chiar dai de player pe hartă, adică e super mișto. Și probabil o să mai crească comunitatea. Sunt curios de mâine, de miercuri, că începe școala și majoritatea încep și munca, că a fost vacanță până acum. Mă gândeam să-mi cumpăr și premium, ceva de genul, dar e 30 de lei, mi se pare cam mult momentan. Încă un rod guide și cred că am prins și un pește scump, e perfect. A, da, și aici vedeți că trebuie gen să mâncați și să beți, adică vedeți, aveți chestia asta aici. Vă luați mâncare la 24-7 și băutură. Și Lumberjack cum mai e mișto aici, pentru că tot așa vă dă hook și rope dacă vreți pentru rob. Mergem chiar acum la Lumberjack să vă arăt și vouă. Toată fa merge singur caracterul ăsta. Interesant. Și dați pe vinde pești și uitați, am vândut 3 pești și am primit 49 de dolari. Destul de bine, sincer. Nu știu unde mi este mașina, dar poate fur și una de pe aici. Eu sincer vreau să-mi cumpăr un Golf 4 sau un Golf 5, dar trebuie să ai luxury ticket pe care îți dai 30 de lei, gen. Haideți că am găsit și o mașină. Mergem la Lumberjack. Deci v-am zis, dacă vreți să faceți bani, vă recomand orice job, că am zis că sunt egale toate, adică într-o oră faceți vreo 2K jumate, 3K. N-am testat asta, deci nu știu să vă zic sigur. Hai să încercăm și Lumberjack-ul să vi-l arăt. Și sincer am văzut o grămadă de player de pe Bizon aici, pe server, mai ales la deschidere, pe live, cred că am văzut minim 5 pe player de pe Bizon. Sunt curios dacă o să fie așa și pe serverul de Rage de la Bizon, care probabil se va deschide în următoarele săptămâni. Și dacă este ceva pe aici care joacă, lăsați frumos un comentariu și ziceți-vă și voi părerea despre server, cum vi se pare. Să purtăm și noi o discuție pe acolo prin secțiunea de comentarii sau pe Discord dacă vreți să intrați pe serverul de Discord pe care aveți în secțiunea de descriere. Nu știu sincer cum e cu dobânda aici, nu m-am interesat, dar cred că și aici e dobânda, adică dacă ai bani în bancă primești mai mulți, bănuiesc eu. Oricum abia am 5,5K, n-am mare avere. Mai am până mi-au și o mașină. Mamă, văd că sunt ceva player pe aici. Așteptam să nu prea fie. Am cam puține FPS-uri cu modurile astea. Cred că o să le schimb și o să spun unele mai bune sau îmi dau setările mai mici la joc. Bun, și am început ura. Și vedeți că sunt niște puncte roșii pe hartă și trebuie să vă duceți la toate punctele acelea și să tăiați copaci. Nu este mare inginerie dacă vreți să faceți jobul ăsta. Și mi se pare că oricum sunt doar 12 puncte, adică nu durează foarte mult. Și merge mașina asta peste tot, e numărul 1. Sunt curios dacă faceți noi rost de un rope sau un hook. Oricum nu stai să dau rope că îți trebuie mașină personală și am înțeles că stau playerii să dea fail. Mie îmi place să fac job ca de obicei. Și v-am zis, nu uita să dați voi un subscribe că suntem 159 de abonați. Haideți să facem 160 după clipul ăsta. Voi vedeți, v-am zis mai devreme, joi asta, deci probabil vineri vom face un live de pe Sam, pentru că trebuie să fac și raportul și să recuperăm costul. Deci vă aștept la un live puternic și poate în weekend vom face de aici live, vedem. Vă dați seama dacă la ora 11 sunt 800 de playeri. Cred că mai devreme au fost și mai mulți. Știu că de dimineață am intrat eu pe la 12, să zic. Nu, cred că 11 era de fapt. Și erau 370 și am stat vreo oră și ceva pe server și se făcuseră 500. Adică tot creșteau playerii. Și dacă vreți să faceți tracker, să știți că trebuie să vă luați și licența de condus camioane, care este un K, cred, sau 2. Nu sunt sigur de asta. Până am pus aia în slot și trebuie să apăs 3. Beau și eu frumos o bere. Păi și v-am zis, chiar merită să jucați aici dacă vreți și vă place GTA 5 și vă duce PC-ul. Că mai comunicați cu playerii pe voice chat, mai te înjuri cu unul, mai îți faci tovară și pe aici. E chiar e ok dacă vrei să mai comunici sau dacă mai vrei să schimbi puțin peisajul de pe Samp. Voi încerca și să aplic în taxi mâine, dar trebuie să fac level 5, deci cred că mai trebuie să joc încă o oră jumate. Gen să iau payday ăsta și încă un payday ca să pot să aplic, dar vedem. Bine, aici e cam nașpa, că mi se pare că trebuie să faci ore pe săptămână, nu e pe lună, deci aici chiar ar trebui activitate. Dar ne descurcăm noi oricum. Vreau să-mi iau și un walkie-talkie să stau și eu pe frecvență cu băieții ăștia, dar e 1000 de dolari și mi se pare o investiție proastă momentan, după prima mașină. Ia Johnny, o fi adminul Johnny de pe 1? A, nu cred că joacă aici. Oricum am zis mulți player de pe Bizon, i-am văzut pe aici. Băi, și am prins și un număr de referal mișto rău, am prins 696, chiar mi se pare mișto referalul ăsta. Bine, dar puteți să băgați direct numele meu și nu mai trebuie să băgați numărul acela. Chiar scris cât prim pe cursa asta de Lumber, că nu mai știu, parcă 200 dolari sau 300 primeam. Că am făcut doar o dată o tură de asta și atât am plecat. Uitați, un set de rob, un K. Și un set de rob nu știu ce înseamnă, cred că un hook cu un rope sau doi rope cu un hook, nu știu.
Deci dacă vreți să faceți business, faceți lumberjack sau gerbage și faceți kituri de aia, de rob și le vindeți. Știu că la deschidere cred că erau 200 de player la gerbage ca să facă rost de kituri de astea de rob. Pare mișto animația făcută cu copacul, era mișto dacă făcea să cadă copacul, dar cred că e imposibil să facă asta momentan. Și am văzut că se și lucrează la server, cred că odată la două zile se bagă un update. Bine, mare update-ul nu se pot băga momentan, dar gen se mai fixează lucruri, se mai modifică. Dar na, tot update e. Gen chiar se ocupă de server și asta e încă un motiv foarte bun să vă jucați aici. Și acum mergem să ne luăm bănuții. Mergem pe aici pe jos. Oricum va se tank mașina asta. Puteți să o luați pe unde vreți că nu vă răsturnați cu ea. $180, destul de bine. Nu mai facem jobul ăsta. Cred că am vrut doar să vă arăt vouă. Păi și altceva, nu știu ce am mai putea noi să vorbim în acest episod, pentru că eu am vrut doar să vă arăt așa în mare parte ce e pe aici. Ia să facem și noi o poză. Facem un selfie nebun. Facem așa. Dar nu știu unde se salvează, asta e prostia. Ia să dăm și deci, nu, unde se salvează pozele făcute cu telefonul. Să vedem dacă se salvează undeva. Oricum am văzut că sunt și helperi active, adică răspund mereu la Slash, nu? N-am avut probleme să nu răspundă, doar pe live când era deschiderea și vedea toată lumea, cred că Slash, nu? Și n-a apucat helperi să primească întrebarea. Vor să dea și casele și bizure la licitații, cred că vineri. Sau nu, vineri se alege liderul la taxi și la PD. Cred că licitațiile în weekend sau săptămâna viitoare, vedem. Se dau gen acțiuni 10% sau de-astea din bizuri, nu se dă tot bizu. Ah, ok, deci în folderul principal, să știți și voi, dacă faceți poză cu telefonul, se salvează în folderul de la Rich. Păi și cam asta a fost cu acest episod, am vrut să vă zic așa mare parte care e treaba cu Rage-ul, cu Liberty, mă, pă, mai exact și ce facem pe aici și dacă mai continuăm și cum am zis, o să mai continuăm să mă joc off camera și poate o să mai și filmez să vedem feedback-ul de la episodul acesta, pentru că mie îmi place aici cum e. Păi și cam asta a fost. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe, bineînțeles, să intrați pe serverul de Discord pe care aveți în descriere și noi ne auzim. Baftă!